Pasia pentru pictură a început în copilărie, dar în mod organizat am început să lucrez la Școala Populară de Artă și era prin anul 1964. Au fost ani în care, licean fiind la Eminescu, împărțeam între școală și atelier timpul, ceea ce sigur s-a finalizat în 1968, 4 ani mai târziu, cu o expoziție națională, unde la această expoziție la Dales în București am luat premiul 2 național, premiu care împreună cu colegii mei din acest atelier am avut surpriza de a fi invitați de Ministerul Învățământului la liceul Nicolae Tonița din București. Astfel se face că mi-am terminat liceul și bacaloriatul la acest liceu de artă din capitală. Parcursul ulterior este destul de întortocheat, ca să zic așa, pentru că am continuat să pictez, deși n-am intrat la facultate după terminarea liceului, iar 10 ani mai târziu, Muzeul de Artă din Satu Mare m-a trimis la o specializare de 3 ani de restaurare la Muzeul Național de Artă din București. Așa se face că la terminarea acestei specializări am terminat și Facultatea de Arte Plastice la secția Pictură Monumentală. Era 1989. Sigur că după momentul sfârșitului de an cu Revoluția, despre care bine cunoaștem cu toții, am deschis o firmă de restaurare particulară, evident, și în contextul ăsta, în tot acest răstim, de fapt, studiile mele de individuale de restaurare au continuat și ceea ce era, de fapt, legătura imediată cu pasiunea mea, pictura, a fost efectiv materia acestei arte. Și în condițiile în care, evident, deja aveam o bază prin specializarea pe care o făcusem, sigur că mi-a venit destul de la îndemână să-mi continuu în particular aceste studii, evident, ele fiind multidisciplinare, așa cum întreaga profesie de restaurator este. Asta a însemnat studii de chimie, studii de biologie, studii de fizică și în tot acest răstimp continuarea studiilor de istorie, arte și a arhitecturii. În următorii ani, Ioan Darida a obținut toate atestatele pe patrimoniu mobil, după care a urmat munca pe nenumărate șantiere din țară la componentele artistice ale monumentelor istorice, definitivată prin obținerea atestatului de specialist în acest domeniu. La începutul anului 2000, în condițiile acumulării unor cunoștințe aprofundate, a fost invitat să predea la cursurile postuniversitare ale Centrului de Perfecționare din București. Iar în anul 2005 și-a început efectiv cariera universitară, după cooptarea în colectivul pentru înființarea unei secții de restaurare la Facultatea de Teologie din Pitești, unde câțiva ani mai târziu a fost aprobată și înființarea unei secții de masterat în același domeniu. Ulterior a fost solicitat să predea și la secția restaurare a Universității din Craiova, iar mai târziu la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, cu subiectul punctual al relației dintre materialele de bază ale picturii bisericilor din lemn. Există numeroase definiții ale profesiei de restaurator, aflată la granița dintre artă și știință, dar una dintre ele este esențială, spune Ioan Darida. Definițiile sunt nenumărate, dar una, poate cea mai scurtă și elocventă, sună cam așa: a interveni asupra structurii fără a îndomaja aspectul. Asta înseamnă că la un moment dat pornim evident de la un alt principiu, și anume că materia veche, materia originală este de neînlocuit și cum de altfel și momentul creației este unic și irepetabil, evident că aplecarea asupra obiectului vechi devine din acest moment, din acest punct, obligă la un studiu foarte aprofundat al materiei și în general al
modului în care se intervine, a modului în care, de fapt, se introduc materiale noi în structurile vechi. Cunoașterea materiei vechi, evident, este esențială pentru a păstra acel principiu al compatibilității, al reversibilității, al lizibilității intervenției, ceea ce, evident, este esențial atâta vreme cât, de fapt, acest demers începe cu recunoașterea calității de operă de artă în obiectul supus cercetării. Din acest punct de vedere, evident, un principiu esențial este momentul în care principiul de bază ar fi, pe lângă minima intervenție, și acela al unității potențiale a operei de artă, ceea ce înseamnă, evident, că recunoașterea acestei unități, chiar în situația obiectului maltratat, obiectului care a prin degradări a fost ajuns în situații de limită, chiar de colaps uneori, eu nu am voie să invent nimic. Tot ceea ce se poate face, evident, în situația asta, este o conservare a materiei vechi prin consolidări repetate și de toate felurile, fără a aduce niciun fel de ipoteză și a lucra pe baza vreunei ipoteze în ideea prezentării, să zicem, finale, estetice, care ar prejudicia valoarea sau originalitatea, autenticitatea operei de artă. L-am întrebat pe Ioan Darida despre lucrările supuse restaurării de-a lungul anilor în domeniul patrimoniului mobil și ale celui imobil. A răspuns cu patima restauratorului care iubește ceea ce face și a vorbit cu pasiune despre aproape 1000 de astfel de lucrări din toată țara, aproape toate spectaculoase, unele dintre ele incluse în patrimoniul UNESCO. E important de subliniat faptul că se lucrează pe două planuri. Odată în domeniul patrimoniului mobil, aș putea să spun că au trecut prin laboratorul de restaurare în jur de, să zicem, 400-500 de lucrări de pictură pe lemn, deci lemn policrom, ceea ce înseamnă icoane, fragmente de iconostas, sculpturi de lemn cu policromie și, de asemenea, tot aproximativ 400-500 de pânze cu pictură în ulei, o tehnică evident specială pentru aceste suporturi flexibile. Iar în domeniul patrimoniului imobil, vorbim de o serie de monumente, atât ecleziale cât și de for public, instituții, palate, vile de toate felurile, care sunt evident trecute în lista monumentelor istorice. Dintre acestea, sigur că nu putem omite Banca Națională a României din București, Biserica Golia din Iași, Primăria din Arad, Liceul Moise Nicoară din Arad, Domul Romano-Catolic din Timișoara, Biserica de lemn din Maramureș, Ieud și Rozavlea, ca și de altfel Plopișu, Racășul din Sălaj, Româneștiul din Timiș, toate aceste biserici de lemn cu o tehnică absolut specială sunt unele din realizările importante, unele fiind chiar monumente UNESCO. Dificile au fost toate, atâta vreme cât abordarea este una profund științifică și fundamental legată sau guvernată de principiile fundamentale ale restaurării, toate sunt dificile, dar și ca întindere în timp, aproape 4 ani jumate, a fost Domul Romano-Catolic, în care s-au aflat, de fapt, și se află de altfel o serie întreagă de componente artistice, începând de la pictura pe pânză, uleiul, de asemenea pictura murală, sculptura, piatra și așa mai departe, toate fiind, de fapt, în sarcina firmei noastre, a echipei noastre, și pe care, sigur, le-am coordonat în tot acest răstimp, finalizând, de fapt, cu o realizare, cred eu, unică în acest moment în țară.
Când a plecat din Satu Mare, Ioan Darida era deja un pictor care a primit multiple confirmări și se afla pe un traseu ascendent. El spune că nu a renunțat niciodată la pictură și că nu ar putea să facă asta vreodată. Dar prins în hățișul muncii de restaurator, de cadru didactic universitar, de membru al comisiilor de avizare ale Direcției Monumentelor din cadrul Ministerului Culturii, solicitantă și extinsă pe toată durata celor 30 de ani, a fost nevoit să treacă în plan secund această chemare. Însă, pariul pe care l-am făcut cu mine însumi, că mă voi întoarce la pictură, încă nu l-am pierdut. Mi-e foarte greu să fac o promisiune cu privire la un termen exact, dar ceea ce îmi doresc este să organizez o expoziție personală în Satu Mare, orașul meu. Nu aș putea să spun că mă voi întoarce vreodată definitiv acasă în Satu Mare, dar știu sigur că pentru mine acasă înseamnă pictura, spune Ioan Darida. Pariul pe care l-am pus că mă voi întoarce la pictură, nu l-am pierdut încă. E foarte greu să fac o promisiune, dar speranța mea este că se va întâmpla în scurt timp. Asta înseamnă în acest domeniu un an jumate în care să pun la punct un set de lucrări, o parte din acele proiecte pe care între timp le-am tot încercat și eseurile există deja ca și proiecte, ca desene și pe care la un moment dat vreau să le transpun pe pânză și vreau să fiu prezent în mod special la Satu Mare, locul meu de naștere, cu această expoziție. Eu în România sunt peste tot, așa că solicitările pe care le am la diversele monumente m-au adus pentru perioade destul de lungi, 3-4 ani, în diverse locuri și mă consider un român care de fapt are întotdeauna domiciliu acolo unde are de lucru. Și faptul că la un moment dat aceste calități pe care le-am primit în diverse comisii naționale mă țin în capitală este o chestie care oricum e temporară, nu suntem pe niciun fel de post veșnici. Și de fapt acasă la mine e pictura.